S-au semnat la Suceava contracte pentru modernizarea satului românesc pentru 16 localități în valoare de peste 35 de milioane de euro. Este vorba despre primăriile Boroaia, Burla, Straja, Mitocul Dragomirnei, Ilișești, Poiana Stampei, Moldovița, Volovăț, Atra Moldoviței, Hârtop, Capul Câmpului, Brodina, Poien, Solca, Cârlibaba, Ulma și Cornul Luncii. În perioada imediat următoare, primarii semnează contractele de finanțare, iar urmând conform graficelor, în 3 luni se vine cu primele dosare de achiziții. Astfel, cred că în primăvara anului 2011 să se treacă efectiv la lucru după ce se termină de depus toate documentațiile, respectiv proiectele tehnice, achizițiile. În martie anul următor se intre efectiv, cum spunem noi, la agricultură în brază. După semnarea proiectelor a început întâlnirea cu primarii, reprezentanții băncilor și administrației județene pe problema finanțării necesare obținerii proiectelor cu fonduri europene. Au fost prezentate cele 2 măsuri pe care guvernul le-a luat pentru sprijinirea inițiatorilor de proiecte cu finanțare europeană, și anume componenta nerambursabilă și facilitatea de garantare a creditelor solicitate. Am venit astăzi la Suceava împreună cu reprezentanții de seamă ai sectorului financiar bancar românesc. Și am venit ca să lansăm un produs sau mai multe produse noi care să aducă finanțarea necesară pentru dezvoltarea economiei rurale românești și sperăm noi să aducă acel impuls necesar repornirii creșterii economice în România după această criză care ne îngrijorează pe toți și care ne creează dificultăți în viața de zi cu zi, atât dumneavoastră, întreprinzătorilor, cetățenilor, guvernului și întregii populații a României, Uniunii Europene și la nivel mondial. La aceste discuții a participat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Fluturu, convins că această întâlnire a fost una foarte importantă pentru agricultura și dezvoltarea satului românesc. Eu vreau ca ziua de astăzi să fie o zi cu folos. Insist. E o perioadă grea, o perioadă de criză, dar cred că o criză se combate cu inițiative. Și dacă vorbim de bani europeni, pentru că asta este problema, nouă nu ne-a rămas altceva să facem decât să absorbim cât mai mulți bani europeni și să găsim soluții pentru finanțarea acestui domeniu. Pentru 5 județe din Moldova, Fondul de Garantare a Creditului Rural anunță astăzi deschiderea unui birou la Suceava. Județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, care vor fi arondate acestui birou al Fondului de Garantare al Creditului Rural. După sesiunea de informare, ministrul Agriculturii Mihai Dumitru a vizitat în județul Suceava unele dintre locațiile celor mai importante obiective realizate cu fonduri de la Uniunea Europeană.